La alegerile europarlamentare din 9 iunie, Ministerul Afacerilor Externe va organiza peste 900 de secții de votare, aproape dublu față de cele de la scrutinul din 2019. Vom organiza prin intermediul misiunilor diplomatice și oficiilor consulare ale României în străinătate un număr de peste 900 de secții de votare, mai exact 916, aproape dublu față de cele 471 organizate la alegerile europarlamentare din 2019. Este totodată cel mai mare număr de secții de votare organizate vreodată în străinătate, peste maximul anterior de 835 de secții organizate la alegerile prezidențiale din 2019, a spus Odobescu. Luminița Odobescu a susținut luni o conferință de presă împreună cu președintele Autorității Electorale Permanente, Toni Greblă, pe tema organizării în străinătate a alegerilor pentru Parlamentul European. În termenul limită legal 10 mai, voi emite ordinul de ministru care va stabili fiecare secție și număr acesteia în lista care va fi făcută publică. Am comunicat de asemenea către Serviciul de Telecomunicații Speciale numărul de tablete necesare în secțiile de votare din străinătate. Misiunile diplomatice au primit instrucțiuni pentru achiziționarea sau închirierea de echipamente necesare monitorizării video a secțiilor de votare, așa cum prevede cadrul legal în vigoare, precum și pentru asigurarea serviciilor de comunicații între președinții de secții și biroul electoral pentru secțiile de votare din străinătate și grupul de lucru din centrala MAE, a mai spus ministrul de externe. La rândul său, Toni Greblă a afirmat că primul exemplar al buletinului de vot specimen a fost deja tipărit, iar de luni noaptea începe tipărirea tuturor buletinelor de vot pentru ca ele să fie distribuite apoi în toate secțiile de peste hotare. Aș vrea doar să reiau ceea ce ați spus anterior, că ați trimis Autoritatea Electorală Permanentă numărul necesar de buletine de vot pentru ca cetățenii să-și poată exercita în străinătate dreptul de a alege reprezentanții români în Parlamentul European. Primul exemplar al buletinului de vot, evident specimen, este gata, iar de la noapte va începe operațiunea de tipărire a buletinelor de vot care vor fi distribuite tuturor celor peste 900 de secții de votare din străinătate care vor fi deschise în străinătate, a explicat Toni Greblă.